Salutare, prieteni! Așa cum ne-a obișnuit, Mircea a fost din nou gazdă bună pentru oaspeții săi la cetate. Portul de pe malul Dunării ne-a întâmpinat cu un aer rece de iarnă, motiv numai bun pentru gazdă ca să mai scormonească printre amintirile sale culinare. Așa că Mircea a pregătit un preparat, de la fin, cât să-ți încălzească sufletul, o strașnică plăcintă de praz, o specialitate învățată de la bătrânii aromâni. Cu descendențe ce pornesc din sudul Dunării, Maria Răducanu, invitata de astăzi de la cetate, ne-a cucerit din nou cu muzica ei absolut fabuloasă, un veritabil cocktail de registre muzicale interpretate în stil propriu. Doamnelor, domnilor, așezați-vă comod în fotolii. Începe Poezie și delicatețuri. Salut, prieteni! E ceață pe Dunăre, dar nu și în sufletele noastre. Invitata mea de astăzi, Maria Răducanu, o mare cântăreață. Au existat în Franța între anii 60, erau câteva mari cântărețe, dive. Dive, cântărețe. Ia ziua, una a fost și la... dar tu erai mai tânără. Ești mai tânără decât mine, cu vreo 25 de ani. Nu, 30, e adevărat. 30. E adevărat. Așa. 10, cred. Las-o, las-o încurcată. A fost și la festivalul de la Mamaia, de la... nu la Mamaia, de la Brașov. Ia zi, nu știu. Nu Edith Piaf, nu că Edith ea n-a Piaf, fost nu. În nu, România. Nu, 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 avea cântecul. Le poete sont des enfants d'importance. Le bleu sous le ciel grec, qu'un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Le ciel à coups de bec, qu'un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Ești de calibru olora, pe cuvânt. Mulțumesc. Pentru că ea cântă și jazz mai fin, așa, și muzică portugheză, fadouri, și... Și romanțe, romanțe românești. Chinezești.
nu mai încoace, fii atentă. Vin aici, stau unde îmi spuneți. Plăceasa asta e bine de mâncat plăcintă caldă, da? Suntem cu un picior în iarnă. Asta cea mai fină plăcintă cu putință. În Franța, apropo de Franța, se cheamă Quiche Lorraine. În țara noastră se cheamă plăcintă cu praz. E o specialitate macedonească a românilor. Deci la de sărbători așa, bătrânii armâni ce făceau această plăcintă cu praz, în care se include untul, mai multe soiuri de brânză, de cașcaval, și secretul acestei plăcinte este că prazul se fierbe în lapte, da? Se taie mărunțel așa și după ce îl fierbem cam, eu știu, un sfert de oră, cred, să vedem cum consistența se comportă. Da? Se folosește foaie de plăcintă, dar eu am venit aici cu o mică invenție la această soi de plăcintă. Am copt câteva foi de plăcinte înainte ca să le fac crocante, știi? Și asta îi dă un gust nemaipomenit, adică în timp ce mănânci plăcintea nu-ți dai seama că înăuntru există și foaia asta pe care am copt-o tot în unt așa. O bagi la cuptor, le ungi cu puțin unt și combin cu foaia crudă, care se va coace și ea ușurel, da? Deci hai să punem... Prazul este o legumă foarte fină, deci există o istorie a prazului care e legată de Oltenia. Eu când am venit aici, eram osedat, bă, să fac mâncăruri oltenești cu praz. Și m-am dus în piață, am luat praz, nu știu ce zic, hai să întreb pe distinsele doamne care vindeau acolo praz, ce mâncăruri fac, zic, cum mâncați dumneavoastră prazul? În primul rând am întrebat un tractorist de meu. Cum îl mâncăm, domnule? Îl întingem cu el în sare și îl ronțăim. Cu diverse chestii. La bătrâna, doamnă, la care am cumpărat, a zis, dragul meu, facem ciorbă de praz. Da? Prazul este verișorul Cepe. De la oraș al cepei. Ceapa este fata frumoasă de la țară. Prazul este băiatul de la oraș. De ce crezi? Și nu de unde știu. E tu prazului din Oltenia? Oltenii sau preoltenii au fost mari negustori între cele două războaie, înainte de primul război mondial, veneau cu obilița, cu coșuri și vindeau tot soiul de bunătăți. Prazul era unul dintre cele mai importante produse ale lor. De ce? Pentru că soțiile ofițerilor români trebuiau să fie niște cucoane care au terminat școlile pe la Paris sau la Viena. Și acolo o doamnă, o domnișoară dintr-o familie bună, învăța să gătească. Asta era obligatorie, clar, chestia, clar, cu gătitul. Clar. Se mânca acasă oamenii din familie. Și el a învățat și la Paris și la Viena să facă Quiche Lorraine-ul din plăcinta cu praz, așa numită, da? Ori oltenii veneau cu prazul și vindeau acestor cucoane. Nu pentru că erau mari amatori de praz cu măsline sau de plăcintă cu praz sau, mă rog, praz cu găină la cuptor. Eu. Deci erau producători de praz foarte importanți. Ceea ce au rămas până și în ziua de astăzi. Dar, încă o dată, n-am mâncat în nicio casă oltenească nici plăcintă cu praz. O fac eu nici aici. Eu. Pentru tine. Vă mulțumesc. Știi că, printre altele, mareșalul Antonescu, cât era el de mareșal, nu mânca la popotă. Venea în fiecare zi acasă. Eu am fost prieten cu o traducătoare, o doamnă în vârstă, care a făcut și ea puțin pușcărie alături de doamna Antonescu. Știi că după ce a fost împușcat, Antonescu a fost arestată și soția lui, în fine. Și... Ea îmi povestea, era prietenă,
că mareșalul venea acasă să mănânce normal la prânz, mâncare făcută așa de... Fac, bine, avea o fată care gătea, dar ea era cu rețetele, da? Deci mareșalul Antonescu mânca acasă. Și alții mari ofițeri ai armatei române trebuiau să bucure de mâncăruri fine, da? Una dintre mâncărurile fine este era această plăcintă cu praz, da? Nu are nici prazul, nu este nici atât de iute cum e ceapa. Mie place foarte tare ceapa. E mai dulce, nu e nici atât de dur de parfumat ca usturoiul. E între, are o finețe. Este o legumă nobilă, ca să-i spunem așa. E o da? Bază bună. Da. Între altele, nu am dat noroc. La bine ai venit, ani. La mulți ani. Mă bucur tare mult da. Că sunt aici. Da, și eu, mie îmi pare rău că abia târziu te-am descoperit, pentru că te-aș fi promovat mai mult în... Bine, probabil că ai, nu suferi de faptul că... Că ai, nu sunt ai, prea ai cunoscută. Sau eu nu... consider că da. Da. Pentru că... reclama e infimă și sălile mele sunt pline, dovadă că sunt acum aici. Da, nu pentru că ai o muzică finuță, adică... Da, nu... pe care nu prea poți să o etichetezi și da. Omul tinde... Bine, merg la Maria Răducanu, dar ce cântă? Mă, vino și vezi că nu e ce cântă, e cine cântă, de fapt. Și am un public, ceea ce e... Da. Surprinzător. Treci din meseria absolut, ta, da? Absolut. Treci doar, foarte bine. Exclusiv. Foarte bine. Eu consider că trăiesc foarte bine, dar am luni în care... Câștigi pe 10% cât câștigă un manelist? Nu știu cât câștigă maneliștii, nu cred. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Aole, îmi dă ăsta în foc. Ce faină ne. Deci, băgați din gura repede în... Să dăm și flacăra mai ușurică. Deci prazul trebuie să se înmoaie, obligatoriu. Doamne, îmi lasă gura apă. Trebuie mestecat să nu se lipească, da? Ia regulă. Fiindcă am vorbit de români, de macedoni, de plăcinta macedonească, tu când și cântece macedonești? Vreo trei. Vreo trei? Da, și îmi place foarte mult muzica da. Lor. Și eu sunt nebuni, da. Și faptul că cântă împreună, asta îmi place foarte mult. La români nu există tradiție corală sau de adunare, dar la ei există, ei cântă în grup. Eu cred că asta vine și de la zona lor. Ei au stat foarte mult cu, Grecia. Cu turmele de oi în Balcani. Și, de exemplu, mie îmi plac foarte tare bulgăroaicele, corurile alea de femei de bulgăroaice. Dacă... Eu am o bunică bulgăroaică. Ia câtă. De la Veliko Târnovo a ajuns la Huși. Ia câtă. Da. Da. Și eu sunt cântece foarte tragice și cântate de 50, multe de 60 femei. De femei. Să rupe inima, știi? E un folclor foarte interesant, are legătură cu folclorul românesc, care e mai vesel puțin. Bine, turcii au fost destul de dur cu bulgarii. Și noi, nu doar turcii. La 900, doar turcii. La noi 500 de ani au funcționat bisericile ortodoxe. La bulgari nu. Deci cum au venit nu, turcii, au
Au ocupat Bulgaria, au făcut geamii și au scos crucile de pe biserici și le-au dedicat lui Allah. Au venit în țara românească și au făcut o pauză. De ce crezi? Datorită mâncării, pentru că România era marea, țările române, Moldova, așa, erau furnizoarele de mâncare pentru oștirea otomană. Domnitorii erau obligați să dea, dar contra cost. Pentru că e și o expresie, turcul plătește. Veche. Da. Deci își plăteau mâncare, o armată fără turcul mâncare plătește, nu se poate ține. Și au trecut de țările române, au trecut de Ardeal și au ajuns în Ungaria, unde a ras catedralele, le-a pus Emilună și muezinul a cântat 200 de ani aproape pe acolo, da? pe malul stâng al Dunării, în cetatea asta de la Buda. Au cântat muezini și de acolo au pornit ofensiva împotriva austriecilor, în fine. Dar țările române au fost scutite datorită mâncării. Seu de oaie, vac și brânză, tot ce era de mâncare, da? În afară de purcelul nostru național, care... Am înțeles că el a căpătat mult teren, dat fiind că otomanii mâncau oaie. Nu se apropiau de porc, da. Ia ziua asta una armânească. Poți? Ai... Pot, dar n-am chitara. Stai să-ți mai dau puțin. Beau o guriță de vin și vă cânt fără chitară o piesă a română. Ea cântă atât de frumos că cum să nu are nevoie nici de formație, deși cântă foarte frumos și la și cu țară, formație. La mulți ani. La mulți ani. Haitilea fiată moșată, lele dă gnocchică deapă. Haitilea fiată moșată, lele dă gnocchică deapă. Nu am tuții să-ți stau, moiela, mâna neacățată, ule. Nu am tuții să-ți stau, moiela, nealinea-n băgată. Lele, dă-n tu-n mâna ta, lele, trandafil din rauă, mâna neacățată, moaiela, nealinea-n băgată. Nu-am tuții să-ți dau, o moaiela, nealinea-n băgată. E mai lunguleț cântecul. Ce zice doamna acolo? Este, bineînțeles, un ritual. Voinicul îi spune fetei frumoase să-i dea mușat apă. Înseamnă frumos? Da. Uh-huh. Și fata îi spune că nu-i poate da apă pentru că are un inel de logodnă pe mână și aha, să-l vadă. Da. Că ar fi fost un gest de tandrețe, da? Exact. Da. A da apă unui flăcău? Da, era o invitație la mai, da. Foarte mișto. Mai mult decât credem. Yellowstone, Kevin Costner călare își apără pământul împotriva... Oh, wow! Super Mario Bros! Filmul! Wahoo! Sylvester Stallone, cu treburi mafiote, în Tulsa King? Isn't that obvious? Yes! Transformers! Oare când au primit o gorilă uriașă din metal? Let them come! Seriale în exclusivitate, cele mai tari filme, doar pe Sky Showtime!
Cu Dexcom One, valorile glicemiei vă însoțesc pretutindeni. E o modalitate mai eficientă de a gestiona diabetul cu măsurători precise transmise automat. Fără înțepături în degete, fără nicio scanare și alerte pe care vă puteți baza. Așadar, puteți acționa cu încredere. Dexcom One. Mai multe posibilități. Bergen Beer ți-o prezintă pe super prietena ta. Femeia fantastic de optimistă. Și tu, cine ai fi? Încearcă berea super ușor de băut și nu mai fi omul invizibil la bere. Bergen Beer. Prietenii știu de ce. Indiferent la ce ești atent în timpul filmului sau de cât chef ai să aranjezi masa, Timbark îți aduce mereu aminte că adevărata bucurie este să fim împreună. O viață fără sensibilitate dentară? Spune nu sensibilității dentare cu Elmex Sensitive Professional. Formula sa îmbunătățită creează un strat mai bun de rezistență la acid pentru o calmare imediată și de durată a durerii. Nu sensibilității dentare cu Elmex Sensitive Professional. Lumea are nevoie de mai mulți bucătari. Cu o tigaie încinsă și puțin lurpac, un bucătar poate liniști spiritele, poate da mâncare celui infometat și creează totul din nimic. Bucătarii aduc speranța. Familia mea iubește călătoriile. Iar eu iubesc momentele în care se întorc cu toți acasă. Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Pentru momente magice savurate împreună, la Lidl ai șuncă de Praga la 49,99 lei și mozzarella DOP la 16,99 lei. Oferele celor dragi, un Crăciun magic. Lidl, merit să fii surprins. Obosești din cauza ficatului gras? Recâștigă-ți pofta de viață. Esențiale Forte reduce nivelul de grăsimi din ficat prin acțiunea triplă. Repară, regenerează și protejează ficatul de toxine. Reactivează sursa ta de energie, ficatul sănătos, ca să te bucuri din nou de viață. Esențiale Forte. Grijă maximă pentru ficatul tău. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru unii, e o adevărată descoperire. Pentru alții, o autentică plăcere. Pentru noi toți, este gustul inconfundabil Moncheri. Ciocolată neagră fină, cireașă și lichior. Moncheri, o plăcere desăvârșită. Durerea îți face probleme? Când durerea nu cedează, Clafen Rapid acționează. Noua Aqua Carpatica Flavors. O băutură extraordinară, care i s-a făcut o nedreptate și a ajuns să stea lângă sucuri. Decât lângă ele, mai bine alături de voi, pe masa de Crăciun sau oriunde ne primiți cu urări de sărbători. Aqua Carpatica Flavors. Apă minerală carbo cu suc de fructe și un strop de sirop de agave. Puritate cu gust de fructe. Ai o relație complicată cu stomacul tău și ți-e dor de clipele fericite, fără arsuri gastrice? Cu Dicarbocalm calmezi rapid durerile de stomac pentru un efect prelungit. Dicarbocalm. Gustă fiecare clipă, fără arsuri gastrice. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ferrero Rocher. Lasă-te purtat de magia pe care o creează. Ferrero Rocher. O poveste magică născută din întâlnirea unor gusturi rafinate. Crocant, cremos, tentant, Ferrero Rocher luminează clipele speciale. A
fost odată ca niciodată un băiețel sau o fetiță. Iar visul ei cel mare era să aprindă o magie strălucitoare peste masa de Crăciun. De sărbători, adu magia la viață în jurul mesei de Crăciun. Acum ai carcasă de curcan gustul românești la 1 leu și 49 de bani 100 de grame și 30% discount la toată gama de bere Tuborg, oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Vedetele sunt în raza lui de acțiune. Avem foarte multe noutăți. Merge mereu la țintă. Mirina mi-a trimis $200. Este absolut incredibil. Și atacă nemilos orice secret. Mai mult curaj. Cristi Brancu îți prezintă cele mai tari subiecte din lumea mondenă. Doctorii mi-au spus că nu mai e bine să călătoresc cu avionul. La exclusiv VIP, de luni până vineri, aici, la Prima TV. You had that eye of a tiger, the itch. And now you gotta get it back. That would destroy any man. Philadelphia salutes its favorite son, Rocky Balboa. No, just like it, just like it. You've got a big mouth. Once you've got it closer, Balboa, come on. Luptă tare. Luptă bine. I'm gonna torture him. I'm gonna crucify him. Luptă până la capăt. Sylvester Stallone. Go for it. Rocky 3. Good, five more left. Mâine la Prima TV. Prima History. Prima televiziune românească pentru iubitorii de istorie. Nu fac nimic! Cartușul nu se vede. Primul milion l-am făcut foarte greu. Mașină de scris automată, armament. Conducătorul de ordinul suprem. Ardealul este eliberat, punând capăt unei nedreptăți seculare. Prima History. Istoria se repetă. Această emisiune conține plasare de produse. Ne-am întors, prieteni. Suntem la cetate, portul de pe malul Dunării, locul unde Mircea știe mereu cum să-și impresioneze oaspeții. Renumita cântăreață Maria Răducanu este pentru prima oară aici, iar Mircea vrea să o impresioneze cu o rețetă armânească, plăcintă cu praz fiert în lapte. În prima parte a emisiunii, Mircea a tăiat prazul în bucăți mici, de 4-5 cm, și l-a pus la fiert în laptele fierbinte. Pare simplu, nu? Stați să vedeți ce urmează. Aici pun tot soiul de cașcaval de ăsta găurit, brânză de capră. Aici o chestie de asta de la prietenii noștri din ce ați spus? Cașcaval a fumat? Da, cașcaval nu e fumat, nu. Nu trebuie cașcaval a fumat, nu e bun cu cașcaval a fumat. E brânza asta olandeză roșie, așa frumoasă. Foarte frumoasă, da. Și foarte grasă, probabil. Da, e exact cum trebuie, știi? Interesant cum țările astea au reușit să-și facă fiecare... Și la noi, că de fapt... Dacă stai să te gândești, telemeaua asta românească este extraordinară. Mai fac și bulgare, dar eu am avut surpriza când am fost acum vreo... Eram președintele unor scriitorilor în 1991, am fost în Israel când erau bombardat în semn de solidaritate. În fine, am fost noi atunci și... am fost în piața de la Tel Aviv și... Cred că Shuk Carmel se chema piața respectivă. Și am descoperit la o dugheană, scria, avem celebra brânză di Brăila. Telemeaua noastră. Deci, între cele două războaie, nu era brânza de Sibiu
celebră, ci era... În top, ci Telemeaua Muntenească. Telemeaua Muntenească din zona Brăilei, care își păștea oile până spre țărul Mării Negre și iarba aia este puțin sărată și face o calitate foarte bună de brânză. Și era și cu un soi de neghiniță, cred că așa îi spune, o sămânță ușor... Neagră, o știu, da. O țin minte din copilărie. E și un cântec, neghiniță neagră. Nu-l știu. Nu-l știu. Sau poate îl știu. Hai să vorbim puțin despre tine până la urmă. Vreau să aflu. Deci ai strămoși și puțin bulgari dinspre mamă. Și puțin bulgari. Și recunosc că îmi caut țiganii din familie pe care nu i-am localizat, nu i-am depistat. Da. Așa și fiul meu. Eu am fost atât de desfăcut de țigan în România Mare până anii 90, că Andrei și-a asumat această chestie, știi, că mai erau unii colegi, bă, țigane, bă, eu... Și eu mi-asum inclusiv asta cu... Că poți să-ți trimiți salivă, sânge, nu știu unde... Abia aștept să fac și eu asta, vă spun, sunt foarte curioasă. Mă, și-a fost atât de trist că nu i-a ieșit. I-a ieșit puțin grec, pentru că soacră mea, care e rusoaică, de fapt are dinspre tatăl, erau greci. Wow. Da? Și ucrainieni, în fine, amestea, nu i-a ieșit chestia cu țiganul și a fost foarte trist, Andrei. Andrei Dinescu este, cum altfel, un personaj la fel de efervescent precum tatăl său. A studiat în copilărie vioara cu marele maestru Ion Voicu, iar de ani buni promovează un curent nou muzical, șamanelismul, o formă modernă de neomanele. Andrei are o mulțime de proiecte cu scopul recuperării adevăratelor valori din cultura țigănească. Împreună cu câțiva prieteni români și romi, deopotrivă, a demarat proiectul muzical Impex TV, având numeroase solicitări de concerte în țară și în străin. Una dintre piesele care au înregistrat un succes nebun este... Nu știu cu ce am greșit vreodată, să trăiesc mereu în lacrimată, să trăiesc mereu. Deci tu de ce ai vrea să fii socotit? Pentru că... în Occident, în România nu, că în România au chestia asta antițigănească, destul de prostească, știi că așa cum au
Că mulți crezi, fură țigare. Nu, fură în românii cot la cot. Aici, fură mine, copii, aici la cetate, țiganii, m-au furat mai mulți copii. Românii decât țigane, cu care sunt relații foarte bune. Vorbesc de furăciunea asta, pun vie, m-au furat la raci, în fine, nu mai intru în amănunte. Dar este o chestie așa de... Să te prezinți că ești, ai și sânge țigănesc în tine, nu? Suntem rasiști, suntem plini de prejudecăți și recunosc că din studenție, unde erau discuții rasiste, mă declaram imediat ori țigancă, ori evreică. Și lumea era foarte mirată. Vorbiți urât despre evrei, sunt evreică. Ei bine, hai că au și virtuți. Și la mine în familie era o pasiune pentru muzică, greu de explicat, pentru că avem în tradiție de muzică se ocupă țiganii. Da. Ei, la așa. Noi, la noi toată lumea supărați? Cânta. Nu. Corde, la nu? Noi, în familie, toată lumea cânta și aveau voci minunate și ascultau cu pioșenie muzică bună și aveau gusturi muzicale care le depășeau... Cu mama sau cu tata? Mama avea o voce superbă, tata a fost profesor de muzică, dar n-avea o voce superbă. Da. Deci tată, profesor de muzică, e ceva, da. Și iar... Domnul profesor Dinescu pune pe lângă brânza galbenă olandeză și aia un rocfort sau ce? Pun, da, o de asta cu mucegai. Cu mucegai, că îi dă gust foarte bun, da? Bun, deci e tată profesor de muzică, mama frumoasă și cum mama ai la asemenea? Cor. Mama a cântat cor, toată viața ei la corul episcopiei, de la 15 ani până spre moarte. Nu prea mai ducea vocea, dar mergea la episcopie și cânta la alto. Câți ani a trăit maică ta? Mama a trăit doar 80 de ani și tata 65. Și m-au făcut la bătrânețe și când m-am făcut ochii în lume, am dat peste ei doi care erau adorabili și am simțit nevoia să-i ocrotesc. Deci ai trăit într-o atmosferă plăcută. Foarte, foarte plăcută. Și am simțit de mică nevoia mai degrabă de a-i ocroti decât de a le forța limitele în vreun fel. Până când le-am forțat limitele foarte tare. Și ei au continuat să mă iubească. Și când la școală ți-ai descoperit glasul ăsta de foarte mică, dar nu zicea nimeni în casă că aveam o voce ieșită din comun. Mama, de exemplu, spunea că cânt prea subțire. Ce-i cu vocea asta? E prea subțire. Unde-i vocea aia plină? Bine, da, da. Băi, ai o voce... Cânti prea sus. Cântă și tu comun, mai... Da. Zdravăn. Sora mea cânta foarte frumos. Pun și o brânză mai cremoasă, da? Care e ce? Că n-avem voie să facem reclamă. Este un... O cremă de brânză, probabil. O cremă foarte bună, în fine. Nu intru în amănunte. Am înțeles. Deja cremă de brânză, care are unt și ia-ți verdețuri. Ia-ți puțină de asta arsă, așa. Nu, dai arsă. Așa, nu foarte arsă, așa. Și puneți pe ea, să ce bună e. Mulțumesc. Da? Așa, deci am aici o combinație de 4 soiuri de brânză. Foarte bună. E foarte bună. Rău, da. Asta am făcut. Ideea este următoarea. Voi... Voi scoate în... chiar aici, de fapt. O să scot... Deci, peste această brânză, o să pun puțin chimen, pun piper, în primul rând. Deci, la plăcintă se poate pune un piper alb, care e mai finuț, așa, nu piperul negru, da? Se mai pune, iarăși, puțină nucșoară. Nucșoara are o aromă absolut teribilă.
foarte fină. Nu trebuie pusă însă foarte multă, știi? Eu pun nucșoară numai la pateul de ficat. Da. 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 Foie gras în francezesc are și el puțin puțină nucșoară și dacă ai și puțin de-asta, am coniac, de foarte bine. Absolut. Bun. Voi face următorul lucru acum. Voi pune o să vă iau chiar cu lopățica. Pun și puțin lapte să poate să se închege. Combine acolo. Să-i dăm drumul la mambosiria la un cântec până când... Da. Și să nu vezi cu mine
știu dacă te armonizezi bine cu genul ăsta de muzică. Mă armonizez, da? Perfect. Ești măritată? Ai fost măritată? Te vei Am mărita? Fost măritată, nu sunt măritată și nu mă voi mărita. Foarte frumos. Ia câte o definiție foarte frumoasă. Am fost măritată, nu mai sunt măritată și nu mă voi mărita sub nicio formă. Da. Foarte bine, da. Vai, ce bunătate! Fii atent acum. Am aici unt clarificat, să spune, pentru că untul încălzit se limpezește, știi? Se clarifică. Da, cred că de acolo e. Și aici am foile, da? De plăcintă. Voi face următorul lucru. Vezi cum combin povestea? Pun într-o tavă normală, da? În mod normal, se pune și o țâră de unt. Da, petesc cu puțin unt, da? Bine să fac și eu. O dată. Punem prima foaie. Ca să iasă ca lumea, ar cam trebui fiecare foaie după fiecare foaie îmbibată, în îmbibată cu unt. Cu cât e mai mult unt, cu atât e mai fraged. Mai gustoasă și să nu vă speriați. Dacă nu vă place mult unt, după ce se face, untul iese puțin din el și îl exact. Scurt și nu-l... Da, nu, și nu-l simți, da, untul mult, unt, nu există nu, unt mult. Da, da. Exact. Nu poți să spui niciodată e prea mult unt. Unt. Da. Punem încă două foișoare de foc. Aici n-am pus între ele. Așa. E foarte bine. Bun. Acum, ia dă-mi tu tava aia să încep să folosesc acea metodă pe care vreau eu să o patentați. Să o patentez, da. Nu cred că am inventat eu, e posibil să mai fi văzut. Eu n-am mai văzut, deci... Da. Mie îmi place absolut crocanță, îmi place să... Și mie îmi place, și mie îmi place. De plăcintă, știi? Și un pic ars. Da. Uh-huh. Așa, mai avem aici. O să mai pun după ce hai să pun așa. Bun, asta este o dată. Doamne. Am apăsat puțin așa de e bine să rămână și bucăți de praz întreg. Praz întreg, acolo, semi-întreg, nu știu ce, da? Mai pun puțin chimen. Dă foarte, foarte bine chimenul, bun. Un, da. Așa. Și e și bun digestiv. Mai pun puțin piper. Acum. Deja vezi s-a... Da, da, s-a între... S-a topit cașcavalul. Da. Pun tot, fără milă. Wow! Super! Aici se pun și ouă. Poți să-l pui... bătut sau? Fără să-l bați foarte mult. Pun cam 3-4 ouă. Doamne, ce bunătate! Bă, să știi că este absolut genial. Asta e o plăcintă de sărbătoare, așa, știi? Pur și simplu.
poate fac și eu. Se poate bate puțin și să-mi torn numai din laptele ăsta din cană, o țâră. Da. Sănătos. Hai, curaj. Ăsta-i, atât. Întindem ăsta peste... umplutură. Peste umplutură. Sănătos. O să... chefuim. O să chefuim, să știi, da. Sau bărbierește așa cum îți dorești, fără iritații. Chiar și acolo. One Blade. Innovation in you. Philips. Grija pentru familie e cel mai frumos cadou de sărbători. Farmaciile Dr. Max. De sărbători, scrie-ți povestea cu daruri de la Zalando. Pandora loves unboxed. Izvoarele sălbatice din rezervația Domogled îți aduc 7 minerale naturale necesare organismului oricând alegi să bei Carpatina, apa ținutului cu suflet bun. Gripă și răceală? Noul Paduden răceală și gripă acționează rapid împotriva febrei, congestiei nazale, durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden răceală și gripă. Vrei să fii în formă? Gustă ceaiul antiadipos Yong Kang. Acesta sprijină digestia, ajută la menținerea unei greutăți normale, elimină toxinele și fortifică sistemul imunitar. Ceaiurile Yong Kang. Atât de simplu să arăți și să te simți bine. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bacteriile se mulțesc în cavitatea bucală. Protecție superioară cu pasta de dinți Colgate Total. Combate bacteriile pentru un zâmbet sănătos și protejat. Colgate Total. Protecție superioară pentru o gură sănătoasă. Spune da momentelor în familie și mâncării bune. Mezim îți oferă o combinație de enzime pancreatice care te ajută să-ți îmbunătățești digestia. Mezim. Pentru o digestie mai bună. Explozie de gust. Ca să te bucuri de Cibo Barista, poți să deschizi ochii. Prăjim îndelung cele mai bune boabe de cafea. Lent, cu adevărat lent. Mai mult timp înseamnă mai mult gust. Aceeași cafea specială cu un design nou. Cibo Barista. Liniștea o căutăm peste tot. Dușește toată casa pentru întreaga familie siropurile Meltus, cu miere și ingrediente cu efecte cunoscute de generații pentru calmarea tusei și ușurarea respirației. Meltus te ajută să calmezi tusea familiei tale. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. Urmează-ți gustul și atât, fără să-ți pese ce cred alții. Fii pe bune și sărbătorește așa cum îți place ție. Așa că ia-ți prietenii și petreceți în stilul vostru, cu Pepsi. Anul se petrece cu Pepsi. David este lumea mea și bucuria de pe chipul lui îmi dă putere în orice situație. Oricând unul dintre noi are nevoie de ceva, găsesc soluții. Acum la Provident ai rate fixe de la 21 de lei pe săptămână și mai ales sprijin și încrederea că se poate. Provident. Împreună rezolvăm mai ușor. Ferrero Rocher lasă de curtat de magia pe care o creează.
Ferrero Rocher, o poveste magică născută din întâlnirea unor gusturi rafinate. Crocant, cremos, tentant, Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Mă bucur că fetelor le-a plăcut prânzul. Pată de cafea? Probabil Laura. Totul este pregătit pentru cina cu Andrei. Acum străluciți amândouă. Pronto! Redă strălucirea! S.C. Johnson. Redescoperă Chio Intens! Forma specială reține mai multă aromă pentru gusturi intense și momente intense cu prietenii. Chio Intens! Acum într-un nou ambalaj! Chio, Chio, Chio. În farmaciile Dr. Max ai prețuri Dr. Max la sute de produse. Acum ai Magnevis Stress Resist la 28,49 lei și Bonileș Ser Stimulare Creștere Gene la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Cine îmi dă curaj atunci când îmi lipsește? Cine-i lângă mine când am mai mare nevoie? Cine mă cunoaște mai bine decât mă cunosc eu însă? Tu ești. Mulțumește-i cu Merci, o colecție atent aleasă cu 8 sortimente de ciocolată fină europeană. Cum ar fi ca tot ce primești să fie pe jumătate? La fel e și cu sănătatea ficatului tău. Silitor, formulă cu acțiune complexă, intervine în ambele faze de detoxifiere hepatică. Silitor acționează fără jumătăți de măsură. Silitor este un supliment alimentar marca Nutriensa, fabricat de Antibiotici Iași. Citiți cu atenție prospectul. De sărbători, toți clienții merită un super smartphone. Ai oferte speciale la telefoanele cu abonament nelimitat. Să fim cu toți împreună cu adevărat e tot ceea ce contează. Telecom. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Cum mai să stai? Problema e mârlanul, că s-a electrocutat și el și acum se crede Terminator. I'll be back. Să înceapă ziua judecății. Du-te după ei! I'll be back, unchiule! Ai aranjat deja? Da, am aranjat. Știi că eu pot absolut orice. Vă declar soț și hoție. Da! Soție! Da! Puteți sănăta mireasa! Am electrocutat toată unitatea, mai puțin pe pupăză. Din păcate nu s-a concretizat căsătoria, că nu v-a mers pixul. Poftim. Secretele președintelui. Astăzi la Prima TV. Nu schimbați canalul, că începe Schimb de Mame. Când plouă de păcușică, te-am nimienică. Ai luat-o, pară-te. Bun venit la Schimb de Mame. Ia, mami, de aici, ia Ștefania Bulgă, ia așa. Ce este acolo? Aia trebuie dată jos. Andrei face cam ce vrea. Schimb de Mame. Astăzi la Prima TV. Dictatorul a fugit. 3 zile până la Crăciun. Luni la Cinemaraton TV, ora 21:30. Mai bine în luptă cu glorie de plină decât sclav pe vechiul pământ. Această emisiune conține plasare de produse. Plăcinta aceasta de praz fiert în lapte, o specialitate macedonească, merită o scurtă recapitulare.
Bucăți tăiate de praz au fost puse la fiert în lapte, până s-au muiat bine. După ce le-a scos din laptele fiert, acestea au ajuns într-un castron alături de cremă de brânză, smântână lichidă și mai multe feluri de brânzeturi. Mircea a mai adăugat un pic de lapte, le-a amestecat bine și le-a pus un pic de nucșoară rasă, chimen și piper alb. După ce a tapetat tava cu unt clarifiat, Mircea a început să așeze foile proaspete de plăcintă peste care a șternut un strat generos din umplutură, în care a așezat strategic câteva bucăți crocante din foi de plăcintă coapte separat. Atenție! Fiecare foaie proaspătă de plăcintă se unge bine cu unt clarifiat și am ajuns la partea de tapetare cu ou, înainte de a o trimite la cuptor. Punem ou, da? Mai ungem și după cu un altul. E, acum dăm din nou arsurile. Stai să iau ușor, așa? Nu. Asta, în tava asta am făcut-o și este, aha, o iau așa cu totul, știi? Uh-huh. Uite ce mișto. Aruncăm asta care sunt foarte arse, așa, să nu... Să nu ne ardă așa pe gâtleș. Da, da, dăm, nu, tot, tot. Ah, ok. Nu iertăm nimic. Îmi spune atât de bună chestia asta? Ce fain! Că nici nu mai trebuie. Sunt lucruri, de exemplu, când mănânci chestia asta, nu mai mănânci nimic altceva, după părerea mea, știi? Da, e o masă întreagă. Da. Aici am niște frișcă dulce. Doamne, ce bunătate! Deoarece nu am făcut încă reclamă la ea, sper să fac. Eu folosesc foarte des. Nu e dulce, frișcă neîndulcită. Da? Asta o punem peste. Practic esență de lapte e. Da, e un lapte mai grosor, așa, foarte bun. Bun. Așa. Și acum... luăm foicica cucului. Uite, am uitat să iau, am o un soi de chestie cu care dau o perie de asta de... Da, da, da. O perie de haine. Bun. Un pămătuf pentru... Un pămătuf pentru plăcintă. Pentru că a rămas aici pe margine loc, o să tai două bucățele așa. Și o să le pun aici. Așa. Mai tai una. Aici. Obligatoriu, deci, chestia asta cu untul. Am un unt cumpărat de aici, din zonă, e o fabricuță mică, unde e născut Neam Mărin, miliardar, știi? Nu. Oana Pelea, din ce? Băilești? Din Băilești. Băilești la 30 de kilometri de noi, de aici, și la Băilești, un mic fermier, sau poate e mare, nu-mi dau seama, produce, uite, găsești unt de ăsta cu de adevăratele, da, miroase a unt, da, adică nu e nicio îndoială, știi? Și are și urdă și brânză de vacă și brânză de capră, extraordinar. Sarmalele cu urdă. Da. Și cu mărar mult. Da. Da. Acum, peste asta o să-i mai tragem puțin ou, dar după ce o trimitem la cuptor, cuptorul 1 l-am în sala asta, și așteptăm să vină, stăm la o masă și discutăm filozofie greacă. Da, și latină. Cum? Și latină. Și latină, da.
Păi sunt mari filozofi. Gata. Aveau și ei. Deci, mă, asta e toată șmecheria. Poți să mai tragi dacă bine. Vrei... Un ou? Nu, am un ou oricum, da. Pun puțină brânză de asta olandeză. Mi-a intrat asta la apă, nu știu, una era mare, știi, și am, când au spălat-o alea... Dar este foarte bună, e foarte practică. Da. Brânză olandeză peste plăcinta de praz. Da, dacă ai musafiri, cât a durat asta? Nici 20 de minute, știi? Scap cu... O jumătate de oră și e un meniu întreg. E absolut adică... Poți să le-o dai să și ai scăpat. O tai așa, nu știu, nu o tai, că e mai plăcut așa să fie. Da, hai, mai dau și aici. Vai, ce bunătate! Bă, chiar e o bunătate. Da, e făcută cu bun, e mare și, bunătate. E bună contra vinului, știi? Da, 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 e, îi opune rezistență. Da. Asta e. Domnilor, mă duc repede să o duc. Facem o... Gogu, trage ceva? Hai!
te-a căutat o ghitară până se coace plăcintuța aia. Aș vrea ceva melancolic, un fado, da. N-am mai fost de mult în Portugalia. Ai fost mai nou? Am fost, dar nu înainte de pandemie. Totul s-a modificat. Eu cred că n-am fost din 2020. 20 de ani, așa. În 2019 am fost ultima dată. Da. Deci eu acum 20 de ani. Și acolo am cunoscut o fată care era aproape cheală, așa, știi? Marisa. Bă, da, băi. Da. Știi că Marisa era invitată la festivalul, nu era celebră. Cunoscută, da. Avea o voce extraordinară și am stat cu el la mață, am chefuit cu Marisa și pe urmă văd Marisa, bă, zic, asta nu e aia. Da. Cheală. Da. Da. Și ce mică e lumea. Ia-ți chitara și... Când n-am chitară la mine, tindem să vorbim și vorbitul nu e mereu o bună alegere. Depinde, da. Așa, da. Pentru vremea asta, așa, încețoșată, puțin, un fado, e taman ce trebuie. Da, și cu o chitară semi-acordată. Da. Ce popor, știi? Asta pare o muzică intelectuală, de fapt, e o muzică care se cânta... E muzica lor fundamentală. Fundamentală, da. Se cânta și în sat, și în oraș. Și în oraș, exact. Și trecerea a fost lină de la preluarea din intimitatea acestui cântec și ducerea lui pe marile scene,
cu un respect... Da, incredibil, da. Fantastic. La ei a fost ușoară această trecere, nouă ne vine greu. Să o acceptăm? Da, nu știu. Nu, ne vine greu să ne acceptăm noi pe noi cu cântecele noastre. Asta și să altă dăm poveste, cântecelor da. Noastre respectul fundamental. Gândește-te că la noi, în satul românesc, unde au existat artiști născuți fantastici. Și nu făcuți, da? Oameni simpli care au inventat cântece, au inventat texte. Autorul anonim, care comunismul fantastic. A distrus o parte, dar a făcut altceva, a făcut căminele alea culturale, care dincolo de propaganda și nu știu ce... Aveau tot, și adevăr. Tot mai întrețineau o idee de folclor. Da. Dar a venit capitalismul românesc și-a omorât și căminul cultural, pentru că în toate fostele căminuri culturale sunt chestii de alba neagră și poate. De păcănele. Da. Da, păcănele, peste tot numai păcănele. Și nebunești că ce s-a pus în loc? Deci s-a pus păcăneaua, ce face tânărul? Nu mai vine la horă, că nu mai sunt hore, sunt numai de ziua Republicii și de când, de fapt, hora era o chestie a locului. Înțelegi? Absolut. Cu cântece specifice și locului. Și puteai și tu să faci curte unei fete. Da. Bașca, și o fată putea fi curtată. Unde mai e asta? Unde? În mod? Unde mai e? Păi dacă tu te însori pe internet, când îi văd pe cea că se însoară pe internet, e o nebunie totuși. Și noi ne-am pierdut și anii, de fapt. Dacă mă gândeam, au trecut 30 de ani. Da. Și ce am făcut? Am tot mestecat aiurea la politică, la președinți, patru da, președinți, nu știu ce. Mestecat. Și unde? Și când să tragem, știi... Ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani? Da. Aproape nimic. Nimica, da. Când alții preferă să arunce lucrurile vechi, mie îmi place să găsesc valoare în ele. La mine vine tot cartierul pentru diverse reparații, iar de sărbători, garajul devine atelier de reparat decorațiuni, dar și de meșterit cadouri pentru oameni dragi. Când ai planuri mai mari decât un garaj, ai atelier de Crăciun la tine acasă. Dedeman susține România în construcție. Acum ai dulap pentru dormitor Navara la doar 1899 lei. Vino în magazin sau comandă online pe site sau în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale. În sfârșit nu mă balonez. Așa da, fără senzația de greață. Păi ce facem, domne? Păstrează doar bucuria din mâncare cu Digenzin Plus. O mare diversitate de enzime naturale și aport de fibre. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Din totdeauna am vegheat pentru a păstra echilibrul dintre om și natură. Ca de aici să răzbată cea mai limpede apă pe care și-au dorit-o oamenii vreodată. Bucovina, apa din ținutul echilibrului. Faringo Intensive Spray calmează rapid durerea în gât și reduce inflamația. Efect în 5 minute, ce durează până la 6 ore. Acționează decisiv cu Faringo Intensive Spray. O viață fără sensibilitate dentară? Spune nu sensibilității dentare cu Elmex Sensitive Professional. Formula sa îmbunătățită creează un strat mai bun de rezistență la acid pentru o calmare imediată și de durată a durerii. Nu sensibilității dentare cu Elmex Sensitive Professional. Liniștea, o căutăm peste tot. Tușește toată casa pentru întreaga familie siropurile Meltus, cu miere și ingrediente cu efecte cunoscute de generații pentru calmarea tusei și ușurarea respirației. Meltus te ajută să calmezi tusea familiei tale. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaje. Știi care este vârsta reală a ficatului tău? Fortificat Forte are concentrație mai mare de fosfolipide esențiale și reface în mod natural membrana celulei ficatului tău. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Crăciunul se apropie. Cu gesturi mici de iubire și râsete în jurul bradului. Crăciunul suntem noi, cei care facem magia să se întâmple. Și moșul care vine zilnic cu mesaje pentru cei mici. Dragi părinți, ne vedem în fiecare zi de la 19.30 pe kinder.com. Tu înveți că 1 decembrie nu e doar prima zi de iarnă.
Tu înveți mirosul din cuptor, nu din cofetărie. Mai puternică decât tradiția ești tu, cea care o ține vie. Cumpără orice produs Pufina și poți câștiga premii românești, o Dacia Jogger sau alte produse Pufina. Scanează codul QR de pe ambalaj și înscrie bonul pe pufina.ro. Pentru unii, e o adevărată descoperire. Pentru alții, o autentică plăcere. Pentru noi toți, este gustul inconfundabil Mon Cheri. Ciocolată neagră fină, cireașă și lichior. Mon Cheri, o plăcere desăvârșită. Ufoșenia, Alintate, ce v-a adus aici? La mine acasă e ziua mea și când nu e ziua mea. De ce acceptați giugiulea la extrem? Pentru că stăpânii noștri ne iubesc. Ce vine la pachet cu dragostea lor? Bobitele Thank You! Thank You a lansat gama de mâncare pentru pisici ca să le alinți și pe ele, nu doar pe căței. Sărbători fericite! Urmează-ți gustul și atât, fără să-ți pese ce cred alții. Fii pe bune și sărbătorește așa cum îți place ție. Așa că ia-ți prietenii și petreceți în stilul vostru, cu Pepsi. Anul se petrece cu Pepsi. Durerea îți face probleme? Când durerea nu cedează, Clafen Rapid acționează. Ce noapte de pomina! Pizza? Oh, câtă murdărie! Wow, cum am ajuns aici? Arată mai bine. Suntem gata pentru repetiție. Acum străluciți amândoi. Pronto! Redă strălucirea! S.C. Johnson. Hey ho! Hai la Mega să-ți umpli coșul de cumpărături pentru masa de Crăciun la preț bun! Acum la Mega ai baton de ciocolată Dare cu 40% discount la al doilea produs și smântână Alba Lact la 6,94 lei. E bun la preț! Ha! Producem antibiotice din 1955. Știm cum acționează, dar și cum dezechilibrează flora intestinală. De aceea am creat Simbiflora Kids, asocierea potrivită oricărui antibiotic. Simbiflora, simbiotice de la experții în antibiotice. Simbiflora Kids este un supliment alimentar garantat de antibiotice Iași. Citiți cu atenție prospectul. A venit iarna la Unisolești, iar oamenii s-au strâns pentru a împodobi bradul din prima, dar și pentru a gusta mâncărurile pregătite cu ulei de primă presă, care păstrează întreaga savoare a naturii chiar și în mijlocul iernii. Sărbători fericite din Unisolești. Unisol, ulei de primă presă. Ferrero Rocher lasă de purtat de magia pe care o creează. Ferrero Rocher, o poveste magică născută din întâlnirea unor gusturi rafinate. Crocant, cremos, tentant, Ferrero Rocher luminează clipele speciale. A fost odată ca niciodată un băiețel. Sau o fetiță. Iar visul ei cel mare era să aprindă o magie strălucitoare peste masa de Crăciun. De sărbători, adu magia la viață în jurul mesei de Crăciun. Acum ai carcasă de curcan gustul românești la 1 leu și 49 de bani 100 de grame și 30% discount la toată gama de bere Tuborg oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. Sperietură zdravănă pentru 20 de turiști care se plimbau astăzi cu mocănița Huțulca în județul Suceava. În timp ce mergea, locomotiva a fost lovită de o mașină. Cum s-a întâmplat totul, aflați la Focus. 17 decembrie 1989 a fost cea mai sângeroasă zi a Revoluției de la Timișoara. În urmă cu 34 de ani, armata română a tras în propriul popor. Rememorăm acea zi la Focus. Iar colindele românești au răsunat într-una dintre cele mai cunoscute piețe ale Londrei. Sunt vocile primului cor românesc de acolo. Le ascultăm la Focus. Focus 18 cu Marius Saizu la Prima TV. I have no idea how to get into the good place. We should speak to the manager. You said that there was a judge who decides on disputes between the good place and the bad place. The only way to get to the judge's office is through a portal. We can never get to that. Why not? We'd have to walk through the actual bad place. What do we have to lose? Locul cel bun. We're going to the bad place. Oh, no. The Museum of Human Misery? Is there a gift shop? Jason, this is hell. Of course there's a gift shop. There he is. Whoa. What do we do? The
Prima TV. Trage linie și iau de la capăt. Pregătește-te pentru o supradoză de acțiune. Escobar, Dad, the attention is back on us. O poveste halucinantă, bazată pe fapte reale. You work with me. Cartelul turnătorilor. Marți la Prima TV. Această emisiune conține plasare de produse. Eu acum la, mă gândeam, știi, băi, uite la știrile de la televizor, știi? În loc să spună Klaus Iohannis să plimbă cu barca până Africa sau până da, sau ăsta la altul Ciolacu a luat masa cu secretarul de ăsta, nu știu. Bună seara, stimați spectatori. Începem astăzi telejurnalul cu un moment de pe malul Dunării, da? Unde Maria Răducanu cântă fadouri și stă și Dinescu ca boa acolo melancolic. Nici și bea vorba. Un pahar de vin. Da? Și dumneavoastră aveți concertul dumneavoastră. Fii sigură că populația ar fi mai fericită decât să ți-l arate pe Klaus Iohannis și pe nevastă sa jucând făcând poze. Noi ne-am exotice. Pierdut, ne-am pierdut bucuria asta încă o dată. O mai avem, dar cu senzația că furăm ceva. Eu n-aș mai da, când aud în fiecare seară, va fi un, vă atenționăm că urmează o chestie, cum se cheamă expresia aia, că e... breaking news, nu. Sau... Imaginea care te-ar putea afecta emoțional. Da. Bă, era să zic... cu afectarea emoțională, vă nu mă puteți afecta frumos emoțional, exact, pentru ce să văd exact. Eu, că unul și-a băgat cuțitul în nevasta și mă afectează emoțional. Nu mă afectează deloc. Mă scoate din sărite că mie mi se arată la jurnalul de seară unul imbecil, un criminal a băgat cuțitul în nevasta și eu sunt pasămite afectat emoțional. Nu îți sunt cât de puțin. Emoțional. Soțul și-a sărutat emoțional. Soția în timp da. Ce ea făcea chiftele. Afectați-mă emoțional cu o melodie frumoasă, stimați. Că face bine și la creier, da? Când te-am cunoscut, Cristina, aveai părul frumos rău și o floare de mărușe de bine în păr. Când te-am cunoscut, Cristina, aveai părul frumos rău și o floare. Când se lasă seara
suntem o țară anapodă, am preluat numai cultura de consum noi. Ordinară de tip occidental. Păi să știți, să spun ceva, și în Occident există posturi de-astea, dar la anumite posturi sunt aceste chestii care te afectează emoțional. Dar eu nu cred că la o televiziune normală din Anglia arată cum unul își bagă cuțitul nevastă ca să se afecteze emoțional poporul englez. Da, în fine, dar e așa, vai de capul nostru, știi? Am intrat într-o lume de narat. E adevărat. Da. Am intrat și noi într-o horă. Și jucăm în genul nostru. Ne plac lucrurile sângeroase, se pare. Da. Nu, la bine, e plăcerea unor de a vedea râul altuia, știi? De fapt, până la urmă, asta este. Lasă că e rău și la ei. Să mai cânt ceva? Mai cântă unul, că până mă duc să aduc plăcinta. Entre las retamas y la hierba buena, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. La tarara sì, la tarara no, la tarara niña che l'hai visto io, la tarara sì, la tarara no, la tarara niña che l'hai visto io. De las aceitunas, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Tengas penas, que tú irás al cielo por santa y por buena. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña de mi corazón. Se vede în zare venind un domn cu plăcinta. Da. Gogul, afectează-ne tu puțin emoțional, emoțional până sosește plăcinta, da? Tu ai greșit mereu, dar eu te-am iertat. Și ca să simt în fața ta vinovat, că au pierdut prea mult timp și n-am știut să mă schimb. Și a scâmpit și e tare, eu nu mai sunt cel de e. Ar fi păcat pentru cât plecător să pune visul nostru iar cu unul și unul n-aș putea să mai cred în vorba ta. Și azi când vii și e tare încerc, eu nu mai sunt cel de ieri. Hai bă, bravo! Să uiți firea ta și din nou astăzi să fii.
În fața unei asemenea plăcinte trebuie puțin respect. Reverențe. Reverență, mă ridic în picioare. Așa. Și bucățica de praz. Și bucățica de praz. Pun și mie. Da. Am discutat, am cântat, am gătit, am concertat, ne-am afectat emoțional. Hai să gustăm, arătați puțin. Da. Doamne. Ia și coajă de asta așa. Iau, mănânc tot. N-am pus sare pentru că este brânza rată... are. Brânza. Este delicioasă. Este foarte fină, da. Este delicioasă. E o plăcintă fină. Eu zic că e mai bună decât Chiș Lorenul ăla pe care facă era... E mai suav așa puțin, da? Nu, e pur și simplu mai gustoasă. E mai gustoasă. Bună rău. După asemenea plăcinte, nu mai pot mânca nimica și nici nu mai trebuie, știi? Cred că omenirea s-a stricat cu chestia asta, că trebuie să mănânci trei feluri, nu. Eu din copilărie, m-am obișnuit la prânz să mănânc numai un fel. Unul și bun. Da, o tocăniță bună, cu mămăligă, bă, mâncam trei farurii. Exact. Nu mai voiam altceva, exact. Știi, că îmi plăcea atât de mult. Numai duminica făcea o pasăre și făcea... Și un desert, poate. Nu, desert, culmea, știi, că nu-l dădea niciodată la... Și e bine că nu... N-ai dat desert la masă. Știi ce? Bietul nostru stomac se bucură în timp ce-i dai. Mănânci o plăcintă de asta, bei un par cu vinul și... Băi, ce bun. Și ce-ar fi ca desertul ăla să mâncăm noi peste... Data câteva ore. Mai o dată, te pun pe tine, că mergi, ești mare gospodină. Mă rog, iubesc să gătesc și iubesc oamenii să mănânce, da, când gătesc. Ajunge. Și spun eu, tocmai, care sunt pofticios și mănânc cu mare poftă și încerc să mă abțin de multe ori. Ce, da? Bun e. Da. Și ai văzut ce bine dă asta, plăcinta asta arsă dinăuntru, știi? Clar, o las, îi dă un pic de nerv. O nebunie. Chiar e bun. Sunt mândru și știu că e pentru prima dată când fac. S-ar putea să fac și eu. Am mai făcut plăcinte, dar n-am făcut cu astea arsură. Înainte, știu? Că nu reușești niciodată, de obicei astea rămân mai cruduțe înăuntru, știi? Exact, nu se fac complet. Pui două foi de sub, astea nu știu ce, blânda, iarăși arsură și pe urmă foile crude. Și este un fel de mâncare absolut nemaipomenit. Foarte bun. Și eu sunt tot pro un fel de mâncare, din care mănânci până... Da. Până ți-e suficient. Ia că ați învățat ceva. O să mâncați în fiecare zi, nu e atât de scumpă. Bine, e că eu am luat 3-4 soluri de brânză, da? Cu o telemea bună și cu o smântână, cu aceeași chestie, cu chimen, piper și puțină aia... Brânza e minunată. Iese la fel. Și prazul. Hai să mai pun puțin vin, că... Ca să avem în mod egal. Da. Mulțumesc frumos! Deci, vinul se bea cu plăcintă, obligatoriu. Doamne ajută! Și plăcintă, să știți, făceau și bogații și săraci. Maica mea făcea plăcintă ades, știi? Dar tot toate așa, gospodinele fac plăcintă. Făcea uneori cu brânză, uneori cu varză. Plăcinta e bunăstare. Și în post, multă plăcintă cu varză se mânca. Da. Varză, da, murată. Ce bună! Hai, la mulți ani! Vizita Mariei Răducanu s-a încheiat într-o cheie lirică. Mircea Dorin să-i recite una dintre poezirile lui preferate, Nessun dorma, din volumul
omul scaunul cu trei picioare. În cara anonimă, dat jos, fără bilet, mă simt ca reumatismul la școala de balet, privind un sol de fete ce nu înțeleg râzând, că o să-mi cadă toate în brațe rând pe rând. Purtând stimatul dulce al durerii în carne moale, vor pomeni de mine la băile termale și când fustițe scurte s-or veșteji în dulapuri, se vor trata de mine îndelung cu amare hapuri. Uitând de alfabetul fățarnic al pudorii, se vor lăsa călcate în picioare când trec norii, umflate și lascive, parcă pierzându-și forma, lui picura în ureche fierbinte nesum dorma, până ce vor pricepe târziu că reumatismul nu trece, cum nu trece pe lume comunismul. Duminica viitoare este ajunul Crăciunului, iar Mircea s-a pregătit cum știe el mai bine. Vom avea o ediție specială, un elogiu adus idei de prietenie, iar sărbătorile de iarnă sunt cel mai bun prilej de a fi alături de oameni frumoși. Să ne revedem cu bine, dragi prieteni! Foaie verde s-a mulastră, deschide ușa a nevastă, că afară plouă și varsă și mă udă la cămașe. Hai da, hai da, nu-i nimic mai mai. Că afară plouă și varsă și mă udă la cămașe. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Poate să ningă, poate să plouă, îți dau drumici întindă, că m-ai iubit de copilă, m-ai lăsat cu pe o străină. Hai da, hai da, nimic mai. Că m-ai iubit de copilă, m-ai lăsat ca pe o străină. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Măi, bărbate, bărbățele, nu se frică de blesteme. Nu te blestem ca să mori, ci te blestem să te însori. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Nu te blestem ca să mori, ci te blestem să te însori. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Să-ți iei nevastă frumoasă și cu ea să nu-ți faci casă, să ai șapte ochi copii și cu casa să nu ții. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Să ai șapte ochi copii și cu casa să nu ții. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Program disponibil pe primaplay.ro. Oh, Yellowstone! Kevin Costner călare își apără pământul împotriva... Oh, wow! Super Mario Bros! Filmul! Wahoo! Sylvester Stallone, cu treburi mafiote, în Tulsa King? Is it that obvious? Yes! Transformers! Oare când au primit o gorilă uriașă din metal? Let them come! Seriale în exclusivitate, cele mai tari filme, doar pe Sky Showtime!
suntem toți adunați aici, că e sâmbătă seara și atunci... E sâmbătă seara, s-a trezit țara, iese toată lumea, începe petrecerea. Nu-i vară de iarnă, avem o comoară și de-i petrecere. Ia bilanghinare! Bilanghinare susține sănătatea bilei și a ficatului, ajută la funcționarea normală a tractului intestinal și menține o valoare constantă a colesterolului. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. La noi, când vine Crăciunul, fiecare pune mâna și face câte ceva. Unii dau like-uri la mașina de tocat. Alții au un foc la inimioară și își fac de lucru pe afară. Acum, și dacă se duc la magazin după muștar, tot e bine. De fiecare cu rostul lui. Și masa asta de sărbători nu e gata așa într-un minut, dar merge numai bine cu La Minut, cel din tâi muștar al românilor. Cu Glovo ai orașul la dispoziția ta. Vă este poftă de ceva diferit? Comandă un Glovo. Ai rămas fără scutece? Comandă un Glovo și problema este rezolvată. Filmul vine la pachet cu o înghețată bună. Descarcă aplicația, comandă un Glovo, iar noi livrăm. Suferi de hemoroizi? Cu Proctoglivenol poți scăpa de durere în 30 de minute, iar efectul se menține până la 12 ore. Tratează eficient hemoroizii cu Proctoglivenol. Trăiește un moment intens cu Boromir. Cozonacul însiropat cu nuși crocante, cireșe aromate și sirop fin de vanilie naturală. Boromir, împarte bucurii însiropate. Pentru familie e cel mai frumos cadou de sărbători. Farmaciile Dr. Max. Ea este Elena. Iar ea este Elena care a aflat că jacheta ei îi poate aduce bani pe Vinted. Trebuie doar să o fotografieze, să o publice și să o vândă. Fără taxe de vânzare, toți banii pe care îi face rămân la ea. Descarcă Vinted astăzi. Nu porți? Vinde! Descoperă gama completă de aspiratoare verticale Samsung. Comandă aspiratorul Samsung Jet 75 Complete Extra cu 10 ani garanție pentru motor la doar 1999 lei pe samsung.com. Ferrero Rocher lasă de purtat de magia pe care o creează. Ferrero Rocher, o poveste magică născută din întâlnirea unor gusturi rafinate. Crocant, cremos, tentant, Ferrero Rocher luminează clipele speciale. În farmaciile Dr. Max ai prețuri Dr. Max la sute de produse. Acum ai Digenzin Plus la 18,99 lei și Lif 52 la 36,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Acesta este Galenus. Cu el a început cercetarea riguroasă a ficatului. Apoi, timp de 1800 de ani, cercetători și oameni de știință au continuat procesul cunoașterii. Cercetarea medicală a ajuns astăzi la rezultate extraordinare. Lagosa are efect favorabil asupra ficatului în cazul unor excese, abuzuri sau infecții cu risc de hepatotoxicitate. Lagosa.ro. Știm totul despre ficat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Crăciunul se apropie, cu gesturi mici de iubire și râsete în jurul bradului. Crăciunul suntem noi, cei care facem magia să se întâmple, și moșul care vine zilnic cu mesaje pentru cei mici. Dragi părinți, ne vedem în fiecare zi de la 19:30 pe kinder.com. Sunt român, îmi place să vorbesc. Să trăiesc clipa. Și să povestesc. Să strig, ca să-mi răspundă munții. Să petrec cu prietenii și cu părinții. Să mă fac auzit și când e multă lume. Și să susțin ce cred eu și ce aș vrea. Pentru că viitorul vine prin vocea mea. Și a ta. Și a ta. Și a ta. Faringosept, 60 de ani. Dă voce românilor din 1963. A bărbierii sau a nu bărbierii? Bărbierește, contura.
durează, tunde. A bărbierii sau a nu bărbierii, asta e. Fără iritații. Chiar și acolo. One Blade. Innovation in you. Philips. Cât se poate de repede o să avem niște musafiri, 4 porții de salată, frigărui, nu, rulor, nu. Alo? Nu se mai aud. Gata. Gradena. Fii dezghețat în bucătărie. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Familia e lângă tine. Bradul strălucește. Well, hello there. It's a miracle. That's it. What's it? Atunci e momentul pentru super filme. Finest I've ever seen. Simte din plin Crăciunul la Prima TV. Come celebrate the magnificence that is you. Descoperă curajul. Mergi glonț spre acțiune. Privește lumea în culori. Lasă emoțiile să te îmbrățișeze și umorul să te fascineze. De Crăciun, crede în sărbătoare la Prima TV. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Divertisment. Programul poate conține limbaj licențios, scene de violență fizică, psihică, minime ca durată și intensitate. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Și domnilor, începe Cronica Cârcotașilor. De săptămână de când nu v-am mai văzut. Stați un pic, am un kil în plus. Dacă mă ține... Haide că ești Noi sportivi, dar mai ajuns halterofilii. Ce frumos ești, săptămână bună. Bună seara, bună seara, stimabil Cârcotaș. Să știți că în luna cadourilor alergăm de nebuni prin magazine după cadouri. Nu ne putem opri din cumpărat. Încât moșul se gândește, băi, dar ce rost mai am eu pe lumea asta, nu știu. Ca în fiecare an uităm că cele mai frumoase cadouri sunt cele simple. Cadou. Auziți? Asta nu e general valabil. Eu cunosc niște profitori care ar spune altceva. Cadoul nostru însă pentru voi este Cronica Cârcotașilor! Doamnelor și domnilor, în seara asta la Cronicuță vă dăm... Împreunare... Circ și pâine. Bine, e posibil de pâine să nu avem bani. Știm că așa sunt prețurile, dar na, o dată pe an. Ne-am simțit ca în rai până a venit noastră de plată. Dar de circ? De circ nu ducem lipsă deloc. Mahala!